crește în iubirea în inima mea. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Glorie Domnului! Frați și surori, iată ne strânși în dimineața aceasta la sărbătoare în casa lui Dumnezeu. O zi deosebită în care cu toții vom putea vedea rodul suferințelor Domnului nostru Iisus Hristos. Rodul lucrării Lui de pe Golgota, prin care noi am fost iertați de păcate și am fost puși într-o stare după voia lui Dumnezeu, cum spune Isaia 53. Și toate acestea datorită ascultării Fiului lui Dumnezeu. De aceea, frați și surori, haideți să mulțumim Domnului. Haideți așa să începem programul din dimineața aceasta, lăudând și binecuvântând numele lui Dumnezeu pentru tot binele pe care ni l-a făcut. Să-i mulțumim Domnului pentru darul Lui nespus de mare în Domnul nostru Iisus Hristos. Psalmul 25, primul verset spune: La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Haideți cu toată adunarea să ne înălțăm sufletul înspre Domnul, înspre adorare și mulțumire la adresa Sa. Cu toată adunarea lăudăm pe Domnul. Amin. Haideți să deschidem Sfintele Scripturi la pagina 566, Psalmul 25, un psalm al împăratului David. La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, cât sunt veșnice. Nu-ți aduci aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fără de legile mele, ci adu-ți aminte de mine după îndurarea Ta,
pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, că sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă. Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine, să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în Tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Amin. Haideți să ocupăm locurile și cu toată adunarea vom lăuda pe Domnul cu o cântare. Când eram rătăcit, Iisus m-a salvat, din păcate m-a ridicat. Viața El mi-a schimbat, El m-a luminat, Iisus prietenul meu minunat. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin! Zi de zi, ceas de ceas, eu mă simt iubit, am în sufletul meu pe Iisus. El e Mântuitorul meu drag și scump, ce veghează la viața mea. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin! Nu mai stați pe gânduri, tu suflet pierdut, vin la Iisus, azi roagă-te Lui. Vin la viața creștină, ridică-te sus, fă un sfânt legământ cu Iisus. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin, ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Amin. Împăratul David, privind la situația grea din viața lui, în care se afla, îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor. Și în versetul 19, strigând către Dumnezeu, împăratul David spune: Doamne, privește și vezi cât de mulți sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Și acest cuvânt care a fost adevărat în dreptul împăratului David este la fel de actual și de astăzi, și aceasta este și experiența multora dintre copiii lui Dumnezeu. Apăsați de vrăjmașul, opresați de vrăjmașul, necăziți de vrăjmașul, stând acolo sub mâna tare a vrăjmașului. Și în acest vrăjmaș nu trebuie să vedem altceva decât pe diavolul și hoardele lui de duhuri necurate. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Copiii lui Dumnezeu nu sunt sacul de box al vrăjmașului, dacă pot să spun așa. Vedeți dumneavoastră, când un om se întoarce la Dumnezeu și își predă viața în mâna lui Dumnezeu și intră în pocăință, se prea întâmplă de prea multe ori ca această pocăință să nu fie una deplină în viața lui.
Și mai există acolo arii în viața lui, zone și aspecte din viața lui în care este încă în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, încă un rebel. Și atâta timp cât în viața ta sunt aspecte în care ești în răzvrătire împotriva Domnului, în neascultare deplină, să nu te miri că vrăjmașul ajunge să te năcăjească. Și aceste aspecte pot să fie foarte diverse, poate să fie nesupunere în familie față de rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o în familie, poate să fie nesupunere față de autoritatea bisericii, poate să fie acea amărăciune care putrezește oasele de cât timp este acolo și n-ai scos-o din inima ta. Poate să fie acele stări în care ani de zile trăiești în neiertare față de cei din casa ta, față de fratele tău, față de soția, față de soțul și nu poți să ierți. Și atâta timp cât în viața ta sunt aceste aspecte de răzvrătire și de rebeliune, vrăjmașul vine și te năcăjește. Și când treci prin aceste situații, dragul meu, vreau să spun foarte apăsat că soluția nu este să fugi la ungere. Soluția este să-ți aduci viața în ascultare deplină de Dumnezeu și apoi să mergi la ungere. Și aș vrea să ne rugăm, dragii mei, ca pocăința pe care noi o trăim înaintea lui Dumnezeu să fie una deplină în viața noastră, care să acopere întreg comportamentul nostru. Și poate în aceste momente Duhul Sfânt deja a subliniat în viața dumitale acele zone în care ești încă un răzvrătit. Nu fi un răzvrătit. Diavolul de la început a fost un rebel și un răzvrătit. Să nu ne asemănăm cu el. Haideți de bunăvoie, vorbirea noastră, imaginația noastră, gândurile noastre, relațiile noastre care poate sunt în răzvrătire, să le aducem în ascultare deplină de Dumnezeu. Dacă vrem progres în viața noastră, frați și surori, dacă vrem să avem biruință din punct de vedere spiritual, atunci viața noastră trebuie să fie în ascultare deplină de Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să facem o hotărâre solemnă înaintea lui Dumnezeu, în care să spunem: Doamne, mă pocăiesc în toate aspectele vieții și Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Amin. Haideți să ocupăm locurile și să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Binecuvântat să fie Domnul! Într-adevăr, avem atâtea motive de mulțumire să venim înaintea lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu este Cel care ne-a făcut mult bine fiecăruia dintre noi. Și motivele sunt diverse pentru care ar trebui să venim înaintea Domnului cu mulțumire. Cuvântul Domnului spune în dimineața aceasta, în psalmul citit, zice: La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. Uitându-mă în cuvântul acesta lui Dumnezeu, uitându-mă la ceea ce David își exprima dorința lui înaintea Domnului, mi-am dat seama că David este cel care nu dorește doar cu trupul să vină în prezența Domnului, ci el vrea ca sufletul lui să atingă acea prezență a lui Dumnezeu, să intre în acea prezență a lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului ne spune și nouă: aduceți trupurile voastre ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu, bună, plăcută, desăvârșită. Dragii mei, am ajuns cu trupurile înaintea Domnului, aș vrea ca acum sufletul nostru să intre în prezența lui Dumnezeu. Să simțim acea prezență binecuvântată a lui Dumnezeu, să simțim acea conexiune cu Dumnezeu, să simțim că Dumnezeu este Cel care ne ascultă pe fiecare dintre noi, să ne lăsăm orice preocupare, orice discuție, orice gând, orice lucru care ar putea să se întrepună între noi și Dumnezeu și să intrăm în acea conexiune cu divinitatea, cu prezența aceea lui Dumnezeu. Știți că după rugăciune, după ce termin cuvintele acelea de rostit înaintea lui Dumnezeu, te simți alt om, te simți altă persoană, dar știi de ce? Pentru că tu ai intrat în conexiune cu Dumnezeu, sufletul tău stă în prezența lui Dumnezeu, stai de vorbă cu Creatorul tău și în dimineața aceasta, iubiții mei, frați și surori, haideți să învățăm de la David care spune: La Tine, Doamne, îmi înalt sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine. Știu că poate în sufletele noastre sunt multe lucruri, poate sunt tulburări, poate sunt neliniști,
poate sunt frământări, sunt o grămadă de lucruri, dar dacă venim cu sufletul nostru înaintea Domnului și suntem ca o carte deschisă și spunem Domnului, Doamne, privește Tu în sufletul meu ce este. Este frământare, este îngrijorare, este preocupare de, eu știu, de un lucru sau de altul. În dimineața aceasta vreau, Doamne, ca toate lucrurile acestea să pot, Doamne, să le dau la o parte și să poată veni în viața mea pacea, să intre liniștea, să intre bucuria, să intre încrederea în Tine, pentru că spune cuvântul Domnului, în Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine. Iubiții mei, frați și surori, dacă diavolul vrea ceva de la noi, înainte de a ne scoate din prezența Domnului, înainte de a ne scoate din adunare, din casa lui Dumnezeu, el vrea mai întâi de toate să ne fure încrederea din Dumnezeu. Când ne-a luat încrederea din Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că nu mai găsești plăcere la adunare, nu mai găsești confort, nu te mai simți bine aici în casa lui Dumnezeu. De aceea în dimineața aceasta, să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, aș vrea să mă apropii de Tine, dar nu numai cu trupul acesta, aș vrea să mă apropii cu sufletul de Tine. Sufletul meu să ajungă în prezența Ta, să simt cerul, Doamne, în ființa mea, să simt prezența Ta în sufletul meu, Doamne, să cred din toată ființa mea că Tu ești Cel care te cobori în inima mea, dai la o parte tot ceea ce nu este după voia Ta și înlocuiești cu pace, înlocuiești cu bucurie, înlocuiești cu încredere, să venim înaintea lui Dumnezeu. Vă spun o scurtă mărturie. Ieri am întâlnit un frate care nu l-am mai văzut de mulți ani de zile și m-am bucurat că l-am văzut. El este cel care a încheiat un legământ în apa botezului aici, în biserica noastră. Și discutând cu el, am întrebat, bineînțeles, ce aș putea să vorbesc decât de Domnul și de lucrurile acestea. Și am zis, auzi, frățioare, nu-i dau numele. Zic, cum ești? Cum e familia? Bine, totul bine. Zic, slavă Domnului. Zic, văd că-ți merge bine. S-a împlinit bine de tot. Dar zic, cu Domnul cum ești? Mai mergi la biserică? O zis că nu mai mergi. Și am zis, de ce? Ce s-a întâmplat? Și a început să spună el câteva motive care nu aveau niciun suport, nu aveau nimic. Dragii mei, frați și surori, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm legământul încheiat cu El. Ne bucurăm în dimineața aceasta cu un număr frumos de persoane, de candidați, sunt afară, fac poze, vor intra în apa botezului, vor mărturisi pe Domnul ca Domn și Mântuitor personal. Dar haideți să ne rugăm Domnului și pentru ei, dar și pentru noi, să ne păstrăm încrederea în Dumnezeu și să ne păstrăm legământul cu El. Ia uite așa spune cuvântul Domnului, versetul 3. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Amin. Mi-am dat seama că frățiorul acesta a părăsit legământul, a părăsit casa lui Dumnezeu, l-a părăsit pe Domnul fără niciun motiv. Nu a avut niciun motiv. Nu l-a supărat nimeni. Nu l-a dat nimeni afară. Nu i-a zis nimeni nimica. L-a părăsit pe Domnul. Să ne rugăm Domnului în dimineața aceasta ca să ne apropiem cu sufletul de El și tot ce este amărăciune, tot ce este întristare, tot ce este frustrare, tot ce este neîmplinire, să-i spunem Domnului, Doamne, scoate-le din inima noastră și pune pace, pune încredere, pune nădejde în sufletul nostru și ajută-ne să ne păstrăm legământul încheiat cu Tine, să nu Te părăsim. Și apoi să ne rugăm pentru cei care încheie legământul în dimineața aceasta, Domnul să-i ajute și pe ei să-și păstreze legământul încheiat cu Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să stăm în prezența Domnului rugându-ne. Amin.
Amin. Haideți să reocupăm locurile și să mai cântăm dintr-o cântare spre slava Domnului. Când bat furtuni și viața ți-e pericol, când lipsuri năpădesc în viața ta, când simți că nu mai ai nicio nădejde, al Domnului cuvântul nu uita. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Când ești lovit cu mare înveșunare, s-a întâmplat, când nu mai vezi în preajmă vreo scăpare, să știi că Dumnezeu nu te-a uitat. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Iisus Hristos împlinește tot ce-a zis. El ți-a promis că nu te părăsește, tot El a spus să nu te temi nici când. Tu ești săpat în brațul Lui prin jertfă, mare preț să crezi a Lui cuvânt. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește ce-a promis. Credincios e Iisus Hristos, împlinește tot ce-a zis. Amin, lăudat să fie Domnule. Într-adevăr, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. El ceea ce promit, El duce și la îndeplinire. Și are și puterea aceasta să îndeplinească. Spune cuvântul Domnului că cerul și pământul trece, dar cuvintele Domnului nu vor trece. Ele vor rămâne, ele se vor împlini. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să rămânem și noi credincioși Domnului și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați și surori, aș vrea ca în dimineața aceasta să continuăm să ne rugăm Domnului. Vedeți dumneavoastră, dacă în inima unora dintre noi este bucurie, este fericire, este pentru că Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunile noastre. Sunt familii în dimineața aceasta care sunt pline de bucurie și sunt afară și fac poze cu cei dragi a lor. Dar au fost zile în care au plâns și s-au rugat, au postit și au stat înaintea Domnului pentru ca Dumnezeu să aducă ziua în care să-i cerceteze pe cei dragi lor. Și dacă în dimineața aceasta se bucură de ceva, se bucură de faptul că Dumnezeu este credincios. El a rămas credincios și ceea ce Dumnezeu a promis a dus la îndeplinire. Și a dus mântuire copilului, a dus mântuire soțului, a dus mântuire soției, a dus mântuire celor dragi nepoților, poate, și în dimineața aceasta ei se bucură de lucrul acesta. Dragii mei, frați și surori, noi vrem să continuăm să ne rugăm Domnului. Noi, ca biserică, ne bucurăm de rodul suferințelor Domnului Iisus.
Noi ne bucurăm de cei care Dumnezeu în dimineața aceasta i-a cercetat și au luat hotărâri pentru el. Și ei sunt cei care încheie un legământ cu Domnul. De aceea să ne rugăm Domnului și să continuăm să stăm înaintea Lui, să-i spunem, Doamne, Tu mai ai oameni de mântuit. Tu mai ai oameni pe care vrei să-i atragi la Tine cu dragostea Ta. Ia uite așa ce spune cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta, în versetul 8 spune așa, Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Amin. Știți care este calea? Calea este Domnul Iisus Hristos. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, adu-ți aminte și de cei dragi ai noștri. Mai arată-le și lor calea aceasta. Mai pune-i pe drumul acesta al mântuirii, al salvării, al iertării. Mai determină și vorbește-le, Doamne, ca și ei să încheie legământ cu Tine. Să ne rugăm, Domnul, iubiții mei, frați și surori, să nu descurajăm, deznădăjduim, să nu fim cei care să dăm înapoi și, Doamne, au trecut atâția ani de zile și pe mine nu m-ai ascultat. Pe cei dragi ai noștri, Doamne, nu i-ai mântuit. Dragii mei, frați și surori, cântam aici în dimineața aceasta, El este credincios. Dumnezeu este credincios și va duce la mântuire, îți va mântui pe cei dragi ai tăi și pe cei dragi ai mei, pentru că El a promis lucrul acesta. Să-i aducem înaintea Domnului, Doamne, mai mântuiește Tu, mai mântuiește pe cei, că în dimineața aceasta, dați-mi voie să vă mai spun, vor fi mulți cei care poate vor intra pentru prima oară în biserica aceasta. Vor fi mulți cei care poate vor intra pentru a doua sau a treia oară sau nu știu câte oară și încă nu s-au hotărât. Să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu prin puterea cuvântului să-i cerceteze, să-i elibereze, să iei hotărâri în dimineața aceasta, să spună, Doamne, la următorul botez, eu sunt cel care mă botez. Domnul să le vorbească într-un mod sau altul, Domnul să-i cerceteze și ei să iei hotărâri pentru Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei nemântuiți și Domnul să lucreze în viața lor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să stăm în prezența Domnului cu aceste gânduri. Amin. Thank you.
Amin. Haideți să reocupăm locul și să mai cântăm într-o cântare spre slava Domnului. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Frați și surori, am dorit în minutele următoare cu toată adunarea să mijlocim pentru aceia care au trimis o cauză, un bilet în dimineața aceasta și ne roagă să mijlocim împreună cu ei pentru necazul lor, pentru suferința lor. Sunt mulți frați care ne roagă pentru locurile de muncă. Sunt în căutarea unui loc de muncă, doresc să schimbe locul de muncă și cer ca binecuvântarea lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu să fie peste ei. De asemenea, sunt mulți tineri. Este perioada examenelor care ne roagă să îi susținem în rugăciune ca Dumnezeu să le dea biruință la examen și fie ca Dumnezeu să onoreze pregătirea lor, sârguința lor și seriozitatea lor. Dumnezeu să îndepărteze emoțiile pe care le iau, să le dea o minte limpede și lucidă, să poată pune pe hârtie tot ce au învățat. Dumnezeu să-i binecuvinteze. De asemenea, sunt probleme de boală, de suferință, de cancer, să ne rugăm pentru aceia care urmează să intre în operație. Dumnezeu să lase leac alinător și să lase vindecare. Există o încurajare frumoasă în psalmul acesta, psalmul 25, în dimineața aceasta. Versetul 2 spune, în tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine. Și versetul 3, da, toți cei ce ne dăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. Mărit să fie Domnul, cine se încrede în Dumnezeu, cine își pune nădejdea în Dumnezeu, nu va fi dat de rușine. Dar este o condiție pe care tot acest psalm ne-o prezintă, versetul 15, acolo din suferință, din boală, din cancer, Dumnezeu îți cere lucrul acesta, eu mă întorc necurmat ochii spre Domnul. Nu-ți lua ochii de la Domnul, privește necurmat înspre Domnul, nu mai privi la buba ta, la suferința și la durerea ta,
că vei cădea în deznădejde. Privește înspre Domnul Iisus. Haideți, dragii mei, să ne ridicăm în picioare și cu toată adunarea să mijlocim pentru aceste probleme. Amin. Va locurile și vom lăuda în continuare pe Domnul cu o cântare. Ce bucurie să mă știu copilul tău și să fiu păzit mereu de mâna ta. Glorie ție, ai spălat păcatul meu prin Iisus crucificat la Golgota. Tot ce este în mine te glorifică. Și cu tot ce am te preamăresc, viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată, și-am să-ți cânt mereu că te iubesc. Cu ce blândețe mă înveți să te urmez, zi de zi mă oglindesc în ochii tăi. Ce șoapte calde când îmi spui că mă iubești și mă întreb cum aș putea să-ți mulțumesc.
și cu tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată și-am susținut mereu că te iubesc. Tot ce este în mine te glorifică și cu tot ce am te preamăresc. Viața mea ți-o dau în mâna ta de Tată și-am să-ți cânt mereu că te iubesc. Iubiții mei, frați și surori, într-o împrejurare, psalmistul David spune, într-un psalm, zice, paharul meu este plin de peste el. Și vorbea de trăirile pe care le avea cu Dumnezeu, vorbea probabil de experiență, de ceea ce avea el în inima lui, de bucurie, de credință, de nădejde. Dar sunt momente în viața lui David, ca și în psalmul acesta 25, unde vine David și spune, privește-mă și ai milă de mine, că sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Amin. Iată o altă stare a lui David pe care o are, o altă trăire, o altă experiență a lui David, dar vedeți dumneavoastră, el cu fiecare lucru din viața lui vine și îl prezintă și îl duce înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea ca în dimineața aceasta, fiecare dintre noi, vedeți dumneavoastră cât suntem de mulți, atâtea de multe stări avem fiecare dintre noi. Eu am o stare în dimineața aceasta pe care poate tu nu o ai. Poate tu ai o stare de bine, ai o stare de liniște, de bucurie, de încredere în Dumnezeu. Nu știu ce este în inima ta și tu nu știi ce este în inima mea, dar cel care știe ce este în inima tuturor este Dumnezeu și care este prezent în dimineața aceasta aici. De aceea aș vrea să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, uite ce este în inima mea. Este neliniște parcă, este tulburare, este frământare. Și lucrul acesta sigur că degenerează de la un motiv sau altul. Dar trebuie să venim înaintea Domnului și să spunem, Doamne, te rog, în dimineața aceasta, fă ca în inima mea să coboare pacea Ta, să coboare liniștea Ta, să coboare încrederea în Tine. Aș vrea ca în dimineața aceasta să ne rugăm Domnului, poate din cauza problemelor de la locul de muncă, poate din cauza problemelor din familie, nu știu din ce cauză, dar David vine și spune, neliniștea inimii mele crește. În loc să crească credința în inima noastră, în loc să crească încrederea în Dumnezeu, în loc să crească poate acele stări de bine, de pace, de bucurie, crește poate tot felul de frustrări, de neîmpliniri, de neliniști. Aș vrea ca în dimineața aceasta să rugăm pe Domnul și fiecare dintre noi să ne rugăm pentru starea sufletului nostru și apoi, dragii mei, când starea mea este bună înaintea Domnului, este bine, este după cuvântul lui Dumnezeu. Știți că eu sunt cel care și tu ești cea care sau cel care în jurul tău transmiți lucrurile acestea? Așa că, iubiții mei, frați și surori, în prima parte ne rugăm pentru noi, pentru starea noastră. Poate ești necăjit, ești frustrat, ești dezamăgit, roagă-L pe Domnul ca să-ți dea ceea ce tu ai nevoie. Și apoi să ne rugăm în a doua parte pentru familiile noastre, pentru că cu starea aceasta cu care plecăm de aici din casa lui Dumnezeu, merge acasă la cel nemântuit, la cea nemântuită, merge acasă la cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și noi trebuie să fim oamenii aceia care să aducem și să transmitem ceea ce am primit din partea Domnului. Ei să vadă și să înțeleagă, să creadă. Ne-am întâlnit cu Dumnezeu aici, în locul acesta. De aceea, dragii mei, frați și surori, în prima parte ne rugăm pentru noi și pentru nevoile noastre spirituale, iar în a doua parte ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei dragi nouă. Familiile noastre, soția noastră, soțul nostru, copiii noștri, Domnul să binecuvinteze familiile Bisericii Elim. Domnul să lase pace în familia noastră, să lase armonie, înțelegere și în felul acesta aș vrea să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm să venim cu aceste două motive înaintea lui Dumnezeu care sunt atât de importante, dragii mei, frați și surori, și apoi să ne încredințăm în mâna Domnului. Amin. Cu toții ne rugăm Domnului.
Haideți să reocupăm locurile și lucrarea Domnului va continua. Slăviți să fie Domnul! Pentru noi, cei din Elim, în această zi deosebită, este un mare prilej de bucurie ziua aceasta de 25 iunie, anul de grație 2023.
Harul lui Dumnezeu a fost înnoit pentru sufletele noastre și în această dimineață pentru viața noastră cu binecuvântări deosebite. Iar comunitatea noastră este cea care este în sărbătoare în această zi, pentru că, așa după cum vedeți, un număr destul de frumos de frați, de surori, de persoane care au acceptat, care au primit credința în Domnul Iisus Hristos, sunt îmbrăcați în haine albe, gata să-și mărturisească crezul lor într-un cadru public, față de oameni aici prezenți, dar și înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-și credința mântuitoare în numele Domnului Iisus. Este o zi specială, este o zi deosebită, o zi măreață pentru noi. Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi, la pagina 1057, Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 2, pentru că nu de mult am sărbătorit cincizecimea, Rusaliile, suntem cei care cităm pasajul de aici cu bucurie, pentru că este plin de învățătură pentru fiecare persoană care are urechi să audă ce vorbește Domnul și care are inimă deschisă pentru voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste noi. Haideți dar să ascultăm cuvântul Domnului, începând cu versetul 36 până la 42. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit ei aceste cuvinte, i-au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească și în frângerea pâinii și în rugăciune. Amin. Amin. Să rostim rugăciunea Tatăl nostru, noi toți cei prezenți aici. Și împreună cu noi sunt convins că sunt mulți alții care rostesc această rugăciune în această dimineață. Rostim ruga Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa duși în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile și primiți cuvântul nostru de binecuvântare în această dimineață pentru voi toți, care sunteți prezenți aici oaspeți veniți de departe sau mai de aproape, cât și frații și surorile din comunitate, cât și pe cei care ne urmăresc pe internet, pe toți vă salutăm cu drag și rostim binecuvântarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt peste viețile noastre ale tuturora. Binecuvântare de sănătate, binecuvântare de pace și binecuvântare de mântuire pentru cei care încă nu-L cunosc pe Domnul. Domnul să lase iertare și credință în inima tuturor. Fiți binecuvântați de Domnul. Și pentru că noi suntem mulți aici și mai mulți decât suntem noi aici, sunt cei care sunt cu sufletul aici. Rămași acasă, diverse motive, călătorii, distanțe, în țară, peste hotare, aș vrea, printr-o ridicare de mână, să-i salutăm. Domnul să-i binecuvinteze și pe cei care ne urmăresc pe internet și harul Domnului să fie peste sufletele noastre.
Dragii mei, cei care vin la Domnul devin cântăreți. Nu știu cum se face. Am primit aici, cred că vreo 8-9 bilete din partea multora care doresc să slujească pentru slava Domnului, în limita timpului. Mulțumim Domnului pentru că l-avem și pe fratele păstor, George Uiuiu, de la Ploiești, care este împreună cu noi în această dimineață, la această slujire. Domnul să dea har în predicare și în slujirea care se va desfășura. E sărbătoare în inima lor. 48, 49, nici nu știu, mai sunt și pe afară care trebuie să vină. În familii, în biserică și sărbătoare și în cer. Când un om se decide pentru Domnul, spune Domnul Iisus că e sărbătoare în cer. Slavă Domnului! Domnul încă eliberează, Domnul încă mântuiește, Domnul iartă, slăvit să fie numele Lui. Haideți să ascultăm fanfara, sper că e acolo la sus acum din nou. Domnul să-i binecuvinteze, după care apoi un grup de surori, dintre care și o candidată de botez, tu mai cules. Iar apoi, după acest grup de surori, un alt grup cu cântarea autentic, fie să fie autentici, în pocăință, în slujire pentru Domnul. Iar apoi corul se pregătește, după cele trei cântări anunțate, se pregătește corul să onoreze numele Domnului. Thank you.
găsit când eu pierdut în mine. Mă răstigneam pe altarele de lut, când prăbușit zăceam a neputință, când faptele țărână m-au făcut. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul mea, purul să rămân. Azi eu alerg tot mai grăbit pe cale, să urc acolo sus la dreapta ta, să trec prin poarta biruinței tale, prin poarta ce se cheamă Golgota. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, când dragostea mea purul să mulțumit ți-aduc, Iisuse, că cearul tău îmi iese îndeajuns. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din șoptit, tu ești mărgăritarul, când dragostea mea purul să rămân. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea purul să rămân. În dragostea mea purul.
Adevărat, este foarte frumos și minunat pentru toți cei care, într-adevăr, prin Hristos, sunt binecuvântați cu mântuirea lui Dumnezeu. Salutăm cu bucurie între noi, pe lângă cele ce am spus la început, uitându-mă peste sală, familia Marincu, Marinca, scuzați, veniți din zona Los Angeles, Adriana împreună cu soțul, vă rog să vă ridicați în picioare. Bine ați venit, și copiii dumneavoastră cât sunt de mari. Domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit acasă. Ne bucurăm să fiți cu noi la acest eveniment. Sperăm să ne vedem în perioada următoare și frate Marinca să ne cânți măcar o cântare. Ești un pianist desăvârșit. Domnul să te binecuvinteze pentru slava Domnului, faci slujba aceasta. De asemenea, salutăm cu drag și pe fratele păstor Dani Martinescu, care vine din Florida. Îl rog să se ridice în picioare. Are o nepoată care se botează astăzi. Nepot. Am înțeles eu un pic greșit, scuzați. Ne bucurăm că sunteți din nou în România. Fiți binecuvântați de Domnul. De asemenea, salutăm și familia Fodor. Sunt copiii mei, nepoata mea cea mai mare, Beatrice Alexandra, este cea care se botează și familia din America, putem spune că suntem aproape reuniți. O rog și pe Dana să se ridice în picioare cu copiii, cu nepoții mei, fiica mea. Îl așteptăm și pe Ciprian să ajungă, familia Dogaru. Dați-mi voie să vă spun, este o zi specială pentru noi toți și mai ales pentru familia mea. Prima nepoată din cei 9 nepoți, Beatrice Alexandra, să fie cea care intră în apa botezului aici în România. Mulțumesc pe această cale pastorului Semenea și bisericii, unde ei slujesc și sunt parte, pentru faptul că sunt convins că și cu bucurie a acceptat ca acest act important din viața lui Beatrice să aibă loc aici. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Puteți ocupa locurile, mulțumesc. Și aș dori acum să mai dăm loc la câteva cântări. Fratele Bodea are o cântare pentru slava Domnului, rog să vină aici în față și aș avea rugămintea. Dacă cântarea are 5 strofe, reduceți-o măcar la 3, ca să mai ajungă și altul. Vă rog mult de tot, la noi fiecare minut contează. Apoi, după fratele Bodea, surorile Vlăișan, de asemenea, fratele lor se botează, iar după surorile Vlăișan, din nou un grup. Tu mă ajuți să fiu neprihănit. Haideți să ascultăm aceste cântări și Domnul să dea binecuvântare. Slavă Domnului! Cine vrea ca să mă urmeze?
întrebat Iisus cândva să se lepede de sine, zilnic să-și poarte crucea, să se lepede de sine, zilnic să-și poarte crucea. Nu e răsărit fără o noapte, biruință fără luptă nu-i. Nu-i răspuns fără rugăciune, nu-i cunună fără crucea lui. Nu-i răsărit fără o noapte, biruință fără luptă nu-i. Nu-i răspuns fără rugăciune, nu-i cunună fără crucea lui. Viața de credință e o luptă, dar cu Iisus pot birui. Duhul Sfânt mă călăuzește pe calea către veșnicii. Duhul Sfânt mă călăuzește pe calea către veșnicii. Nu e răsărit fără o noapte, biruință fără luptă nu-i. Nu-i răspuns fără rugăciune, nu-i cunună fără crucea lui. Nu e răsărit fără o noapte, biruință fără luptă nu-i. Nu-i răspuns fără rugăciune, nu-i cunună fără crucea lui. Niciun chip a spus nu mă lasă, părăsi nici când nu voi fi. Pe cuvântul spus de-al meu Tată, până ziua când va veni. Pe cuvântul spus de-al meu Tată, până ziua când va veni. Nu e răsărit fără o noapte, biruință fără luptă nu. Nu-i răspuns fără rugăciune, nu-i cunună fără crucea lui. Nu-i răsărit fără o noapte, biruință fără luptă nu-i. Nu-i răspuns fără rugăciune, nu-i cunună fără crucea lui. Nu-i răsărit fără o noapte, biruință fără luptă nu-i. Nu-i răspuns fără rugăciune, nu-i cunună fără crucea lui. Să se mute, dealurile
dragostea lui Hristos pentru orice păcătos. Viață nouă a dăruit prin Iisus ce răstignit. Dragostea lui Hristos pentru orice păcătos. Viață nouă a dăruit prin Iisus ce răstignit. Tu nu ne lași, către tine, ca să primim a ta îndurare. Spre slava ta vrem să trăim, cu tine în cer să locuim. Ne întoarcem către tine, ca să primim a ta îndurare. Spre slava ta vrem să trăim, cu tine în cer să locuim. să fiu neprihănit, o Doamne, căci doar curat pot înspre cer să înaintez. Firav eu sunt, dar Tu îmi ești puterea și nu mă lași și nu mă părăsești. Tu mă ajuți să fiu neprihănit, o Doamne, căci doar curat pot înspre cer să înaintez. Firav eu sunt, dar Tu îmi ești puterea și nu mă lași și nu mă părăsești. Plăcute sunt odată faptele curate, de îmi arăt iubirea chiar când sunt rănit. Ajută-mă să întind o mână caldă a celui ce slab fiind tristețe mi-a pricinuit. Tu mă ajut să fiu neprihănit, o Doamne, căci doar curat pot înspre cer să înaintez. Firav eu sunt,
dar Tu-mi ești puterea și nu mă lași și nu mă părăsești. Tu mă ajut să fiu neprihănit, o Doamne, căci doar curat pot înspre cer să-nainteți. Firav eu sunt, dar Tu-mi ești puterea și nu mă lași și nu mă părăsești. Iubit îți este omul ce are blândețe, ce vrea să fie drept și-n văz și-n ascuns. Să fiu și eu, ajută-mă, Părinte, tot ce promit să împlinesc, Iisus. Tu mă ajut să fiu neprihănit, o Doamne, căci doar curat pot înspre cer să-nainteți. Firav eu sunt, dar Tu-mi ești puterea și nu mă lași și nu mă părăsești. Tu mă ajut să fiu neprihănit, o Doamne, căci doar curat pot înspre cer să-nainteți. Firav eu sunt, dar Tu-mi ești puterea și nu mă lași și nu mă părăsești. Amin. Iar acum vă invit să ne ridicăm, pentru că urmează un moment în care fiecare dintre noi se va închina înaintea Domnului printr-o cântare în comun pe care o cântăm împreună cu tinerii și în același timp avem posibilitatea să contribuim la susținerea lucrării Domnului prin darul de bunăvoie pe care noi dorim să-l oferim bisericii în numele Domnului Iisus pentru nevoile care sunt, atât în viața unora care trec prin lipsuri, cât și în ceea ce privesc activitățile din locul acesta. Nu înainte de a ne ruga, și îl invit pe fratele păstor Dani Martinescu să vină aici în față la microfon să rostească o rugăciune de binecuvântare privind închinarea cu darurile de bunăvoie. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, cu mulțumire și laudă în gura noastră venim înaintea Ta să binecuvântăm numele Tău cel mare și sfânt. Iată, suntem la o mare sărbătoare, Doamne. Aceștor dragi tineri și vârstnici care sunt îmbrăcați în haine de sărbătoare, în haine albe, Doamne, dar Tu i-ai îmbrăcat și cu hainele mântuirii. Îți mulțumim pentru fiecare individ, Doamne, care prin nașterea din nou, prin mărturisirea credinței și prin dorința de a spune public astăzi că dorește să Te laude, să Se închine și să Te slujească cu toată viața, toate zilele care vor trăi pe acest pământ. Mă rog pentru ei ca să le dai putere, să le dai ajutor prin Duhul Tău cel Sfânt, să-i călăuzești, să-i luminezi, Doamne, și să-i înveți tot adevărul. Ne bucurăm, Doamne, pentru Dani Romei, Doamne, care astăzi a făcut o mare sărbătoare în familia lui, Doamne. A făcut o mare sărbătoare în ceruri. Și îți mulțumim pentru că și-a dedicat viața împărăției Tale, Doamne. Și împărăția Ta a venit în inima lui și în inima celorlalți. Ne rugăm, Doamne, să binecuvintezi toate familiile care stau împreună cu aleșii și cu candidații care sunt gata să spună până la capăt cu Hristos. Ei s-au înrolat într-o armată care nu durează un an, 4 ani sau o carieră de o viață, ci s-au înrolat în armata Domnului Iisus Hristos, care merge din biruință în biruință până ne vom întâlni pe nor de slavă cu mirele nostru cel scump și drag. Binecuvintează sărbătoarea de la Elim, Doamne! Binecuvintează și cerul care este deschis și privește cu bucurie la cei care spun da pentru Hristos astăzi. Mă rog, Doamne, și pentru cei care vor dărui acum cu bucurie, pentru ca lucrarea Ta și împărăția Ta să fie lărgită, mărită și să ajungă până la marginile pământului. Binecuvintează pe Dotătorul voios, Doamne. Mă rog și pentru pastorii de aici, pentru fratele Georgică, Doamne, să-i dai un cuvânt potrivit nevoilor noastre. Ungere proaspătă
și ne bucurăm că stăm înaintea Ta și vom mai sta într-o zi, Doamne, la judecata de evaluare, de răsplătire și fă ca acolo nici unul din noi să nu lipsească, ci să ne prezentăm acolo ca robi buni și credincioși, în care Tu ai încredințat multe daruri, Doamne, și noi le-am pus în negoț, câștigând altele cu ele. De aceea îți mulțumim frumos că suntem robii Tăi și am vrea să rămânem sub binecuvântarea, sub paza Ta. A Ta să fie lauda, cinstea, închinarea, iar a noastră să fie smerenia și împlinirea voiei Tale până când Tu vei veni, de acum și în veci. Fii lăudat. Amin. Vine o zi când vom pleca spre Canaan, ne vom îndrepta. Da, vine o zi, da, vine o zi. O trâmbiță va răsuna, de pe pământ ne-o înălța. Noi vom zbura, da, vom zbura. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele își va întâlni. Mireasa lui pe nori de slavă în văzut. Cu mintea nu poți să gândi, ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și nu să nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni. Mireasa lui pe noi de slavă în văzut. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și lusa nu vei fi. Tot universul va privi, fără de număr galaxii, vor asculta, vor asculta cântarea celor mântuiți, iertați prin har neprihăniți, de mielul sfânt, de mielul sfânt. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni. Mireasa lui pe nori de slavă în văzut. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și tu să nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni. Mireasa lui pe nori de slavă în văzut. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și tu să nu vei fi. Iisus te cheamă, cine ești, El încerc să locuiești. Mireasa lui, mireasa lui. Doar prin credință poți acum să ai o viață și un nou drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi, mirele-și va întâlni. Mireasa lui pe nori de slavă în văzut. Cu mintea nu poți a gândi, ce întâlnire atunci va fi. Vei fi acolo și tu să nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni. Mireasa lui pe nori de slavă.
slavă în văzduh. Cum chiar nu poți agândi ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu să nu vei fi. Să fii și tu acolo, nu lipsi. Amin. Ajută, Doamne, pe fiecare. Vă rog să reocupați locurile. La ora 14 azi are loc căsătoria care a fost prezentată, iar apoi la ora 18 avem din nou serviciu divin, în cadrul căruia au loc binecuvântările noilor născuți. Iar acum ascultăm cuvântul Domnului, rostit prin fratele George Uiuiu, și ne rugăm ca Domnul să dea har și binecuvântare. Amin. Iubiți frați, iubite surori, împreună să continuăm să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Sunt bucuros ca în dimineața aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră la această deosebită sărbătoare. Este un moment de emoție pentru cei ce sunt îmbrăcați în alb astăzi, dar este un moment de emoție și pentru cei ce nu suntem îmbrăcați în alb la propriu, dar a fost o zi în care ne-am îmbrăcat și noi, cei mai mulți dintre noi, majoritatea, în alb. În urmă cu 40 de ani am făcut și eu lucrul acesta și mulțumesc lui Dumnezeu că prin harul său suntem pe calea lui Dumnezeu și cu ajutorul lui vom fi mai departe. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților, surorilor de Biserica Emanuel din Ploiești. Frații, vă salută cu cuvântul Scripturii din Filipeni, capitolul 4, versetul 7, care spune: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să vă păzească inimile și gândurile în Hristos Iisus, Domnul nostru, a Lui să fie slava. De asemenea, vă salută și fratele Iosif Frân, care a fost împreună cu noi timp de 2 săptămâni, slujind în adunări în fiecare seară, ne făcând rabat de la proiectul lui de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Și Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Mulțumesc pentru onoarea care mi s-a făcut dimineața aceasta să vă vestesc Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem la acest eveniment deosebit și slăvim pe Dumnezeu pentru asta. Cei mai mulți dintre cei ce suntem aici știm ce înseamnă lucrarea aceasta. Mesajul de astăzi l-am intitulat: cum să fim creștini autentici. Cum să fim creștini autentici? Și una din cântările pe care le-am ascultat vorbea inclusiv despre lucrul acesta. Dar înainte de răspunde la această întrebare, trebuie să avem răspunsul la o altă întrebare: ce înseamnă să fim creștini? Un răspuns simplu ar fi acesta: un creștin este acea persoană care îl urmează pe Hristos, încercând zi de zi să-i imite comportamentul în toate aspectele vieții. Statistic, în lume, aproape 3 miliarde de oameni se identifică cu creștinismul. Însă un procent extrem de mare din acești oameni sunt doar creștini nominali, din păcate. Cei mai mulți habar nu au ce înseamnă a fi creștini. Iar pentru ei sărbătorile creștine sunt la fel de importante ca și celelalte sărbători, cum ar fi 1 ianuarie, 1 mai, 1 iunie și așa mai departe. Iar orice sărbătoare este doar un prilej de mâncare, băutură, distracții și așa mai departe. Însă noi, ca oameni credincioși, care formăm Biserica lui Dumnezeu, facem din fiecare zi o sărbătoare, pentru că Iisus Hristos, Domnul nostru, este sărbătoritul nostru. Și în această zi, în locul acesta, datorită Lui, suntem adunați aici. Și datorită Lui avem aceste persoane îmbrăcate în alb. Și datorită Lui se înalță cântări spre slavă lui Dumnezeu: binecuvântat să fie Domnul. Întorcându-ne la întrebarea inițială, vrem să vedem în câteva minute ce înseamnă sau cum putem deveni niște creștini autentici. În primul rând, prin pocăință. Și în textul de care am amintit și frații l-au citit aici, din
Faptele capitolul 2, Scriptura spune că primul lucru de care trebuie să luăm seama este pocăința. Nu poți fi creștin autentic dacă nu te-ai pocăit sincer înaintea lui Dumnezeu. Când Apostolul Petru a predicat cu ocazia rusarilor, ascultătorii au fost, Scriptura spune, străpunși în inimă. Sau, cu alte cuvinte, foarte impresionați, pătrunși de o profundă întristare și au pus întrebarea: fraților, ce să facem? Și li s-a răspuns: pocăiți-vă! Și pocăința, sigur că pentru cei mai mulți dintre noi, este doar un simplu termen legat de creștinism. Însă, pocăința este un cuvânt cu un profund înțeles, cu un amplu înțeles, și aceasta implică următoarele: recunoașterea faptului că sunt păcătos. Apoi, rugăciune cu credință ca să primesc iertare de la Dumnezeu în numele Domnului Iisus Hristos. Un regret profund care mă determină să iau o decizie radicală de a-mi schimba viața. Apoi acceptarea soluției lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, adică credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a jertfit pe cruce ca inimile noastre să fie curățite de orice cutit rău și păcatele noastre să fie spălate. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și apoi, sigur, tot de pocăință ține și hotărârea aceasta fermă de a-mi schimba radical modul de gândire în acord cu voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Dar interesant este de reținut faptul că această decizie hotărătoare nu este determinată de voința noastră, în primul rând, ci de această lucrare a Duhului Sfânt în inimile noastre. Și Domnul Iisus a zis că Duhul Sfânt, când vine și ne cercetează inima, ne convinge de stare de păcat, ne străpunge inima și ne determină să avem acea întristare profundă care ne sugerează, aș spune eu, o simplă rugăciune. Cea mai simplă rugăciune pe care o poate face un om cercetat de Duhul lui Dumnezeu este: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doar Duhul Sfânt poate produce noi această determinare sfântă, această dorință vie, această decizie hotărătoare să mă debarasez de păcatul meu, să îmi pară rău de fără de legea mea și să cer mila și îndurare lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Un creștin autentic este omul care se pocăiește și apoi este omul care se botează. Apostolul Petru le-a spus celor de atunci: oameni buni, pocăiți-vă și fiecare de voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Fiecare om care experimentează această pocăință sinceră primește darul iertării. Acela trebuie să se boteze. Botezul este un trebuie. Așa după cum citim aici, fiecare să fie botezat în numele Domnului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor. Botezul în apă, la o vârstă matură, este un fapt important în viața unei persoane care vrea să devină creștin autentic. Și Domnul Iisus a zis în Marcu capitolul 16, versetul 16, cine crede și se botează va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Așadar, credința precede botezul, credința implică botezul, credința confirmă botezul. Și citim în Roman capitolul 10, versetul 9 și 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin mărturisirea cu gura se ajunge în neprihănire și prin această determinare sfântă se ajunge la mântuire. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze! Cel ce se botează mărturisește cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, cu o inimă sinceră
că Iisus Hristos e Domnul și Mântuitorul nostru. Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeu! Apostolul Petru a zis să știe bine toată casa lui Israel și am spune noi toată lumea că Dumnezeu a făcut Hristos și Domn pe acest Iisus. Și este Domnul căreia să-i slujim cu bucurie și pe care îl mărturisim cu credință și de care ne bucurăm cu toată bucuria sufletului nostru. Astfel, botezul devine o piată de hotar pentru fiecare dintre noi. Așa după cum, iată, pentru evrei, botezul a fost o piată de hotar. Citim că Apostolul Pavel spune, evreii toți au fost botezați pentru Moise în nor și în mare. Și marea a devenit o stabilă între ei și Egiptul de altă dată. Niciodată evreii care au trecut prin Marea Roșie nu s-au mai întors în Egipt și n-au mai avut legătură cu egiptenii. E adevărat că Egiptul nu ieșiseră încă din inima lor și încă se mai gândeau și multă vreme după acest moment s-au mai gândit la Egipt. Dar botezul este o piată de hotar, un stăvilar care nu ne mai permite să ne întoarcem înapoi. Că dacă uneori în mintea noastră ce rău aduce aminte de ceea ce a fost Egiptul de altă dată, noi suntem în drum spre țara Canaan și binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească și să nu cârtim pe drumul acesta, să fim plini de încredere pe drumul acesta, căci Dumnezeu are resursele binecuvântate să ne le asigure în fiecare zi, mană din cer, apă din stâncă și tot ce este necesar, slăvit să fie Dumnezeu. Și mai mult decât atât, Apostolul Pavel spunea, toți care în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Hainele albe a celor ce se botează sunt expresia faptului că Hristos Iisus e Domnul lor, Mântuitorul lor, izbăvitorul vieților, îmbrăcămintea lor, protecția lor, binecuvântat să fie Dumnezeu. În al treilea rând, dacă vrei să fii un creștin autentic, dacă vreau să fiu un creștin autentic, trebuie să mă nasc din nou. Pocăința profundă, produsă în noi de lucrarea Duhului Sfânt, credința sinceră în Domnul Iisus Hristos, mărturisită public prin apa botezului, sunt indicii sigure a unei transformări radicale a vieții pe care Biblia o numește naștere din nou. Naștere din nou. Și Domnul Iisus, vorbind cu Nicodim, i-a spus în Ioan capitolul 3, versetul 7, trebuie să vă nașteți din nou. Nu te mira că ți-am zis astfel de lucruri, nu te mira că te-am pus în fața unui subiect pe care nu-l înțelegi, dar adu-ți aminte, trebuie să vă nașteți din nou. Nu a vorbit Domnul Iisus doar la persoana întâia cu Nicodim și iată vorbește tuturora, trebuie să vă nașteți din nou, nu te mira de lucrul acesta. Vedeți, pocăința pune capăt trăirii noastre păcătoase, naște din nou însă, aduce la viață o făptură nouă. Este vorba de o înviere spirituală. Dumnezeu, Scriptura ne spune că ne considera, cum de altfel și eram, când eram în păcatele noastre, cum ne considera? Morți. Apostolul Pavel spune, așa eram cu toții, morți în păcatele și greșelile noastre. Dar Dumnezeu, care este bogată bunătate, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că erau morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Domnul Iisus. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Și Scriptura spune, El ne-a înviat împreună cu El și ne-a pus să ședem împreună cu El, cu Iisus, în locurile cerești. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Asta înseamnă această transformare radicală a vieții noastre. Pocăința pune capăt tării noastre păcătoase, naște nou prin Duhul lui Dumnezeu, aduce la viață o făptură nouă. Și Apostolul Pavel spune, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi, cine este în Hristos este o făptură nouă, binecuvântat să fie Dumnezeu. Noi vrem din toată inima, dorința noastră este aceasta, să nu fim niște creștini nominali, să nu fim doar niște creștini așa de sărbătoare, trebuie să fim niște creștini de fiecare zi, creștini autentici, care să reprezinte pe Domnul Iisus Hristos, care să radieze bucuria mântuirii, care să arate altora
că suntem al lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Una dintre colegile soției la serviciu i-a spus, zice, voi sunteți speciali. Și eu, zice, vă cunosc pe voi care sunteți pocăiți, care sunteți cu Dumnezeu. Merg pe stradă și zici, ăsta-i cu Dumnezeu, ăsta-i al lui Dumnezeu. Și soția a întrebat, dar de unde știi? Ce fața voastră spune asta? Fără cuvinte, fața voastră spune asta. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne ajute pe fiecare să radiem bucuria Duhului Sfânt, să reprezentăm cu bucurie pe Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Orice creștin autentic este un om născut din nou, din apă și din Duh, care proslăvesc pe Dumnezeu în trupul și Duhul lor, ca să slăvească numele Domnului, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Vrei să fii un creștin autentic? Pocăiește-te din toată inima. Vrei să fii un creștin autentic? Botează-te în numele Lui Iisus Hristos. Vrei să fii un creștin autentic? Lasă pe Duhul Sfânt să te transforme radical. Și mai mult de atât, lasă ca Duhul Sfânt să te umple cu prezența Lui. Pentru că iată, Apostolul Petru spune aici, fiecare să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos. Apoi veți primi ce? Darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema cine? Domnul Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie Dumnezeu. Așadar, un creștin autentic este omul care este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, botezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Se constată, eu cel puțin am constatat, în mai multe locuri prin care am fost în adunare și în discuție cu slujitori, unii au lăsat mai moale cu stăruința, cu botezul cu Duhul Sfânt, zice, sunt lucruri mai sensibile. Da, e sensibil Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El poate fi întristat de noi prin neglijența noastră, dar e esențial ca un creștin autentic să fie plin de Duhul Sfânt. Nu poate fi creștin autentic un om fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. La botezul cu Duhul Sfânt, vedeți, se întâmplă un lucru extraordinar. Dacă la botezul în apă, cei ce se botează mărturisesc că ei, prin credință, se fac copii al lui Dumnezeu, la botezul cu Duhul Sfânt, Dumnezeu mărturisește că noi suntem copiii Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Și Apostolul Petru spunea în Fapte 15 cu 8, Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt și nouă, a mărturisit pentru ei. Uitați, Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Astfel noi primim, zice Apostolul Pavel 8:15 în Romani, noi primim un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl, și însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Prea iubiți frați și surori, Domnul Dumnezeu să facă în așa fel încât să pună în inima noastră o sete după Dumnezeu și după prezența Duhului Sfânt. Domnul Iisus a zis în Ioan capitolul 7, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și vorbea cuvintele acestea despre cine și despre ce. Vorbea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vine în inima celui ce însetează după El. Vine în inima celui ce se roagă ca să fie un plus de Duhul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și vă spun un lucru, Dumnezeu vrea mai mult decât dorim noi, să ne umple cu prezența Sa, să ne umple cu Duhul lui cel Sfânt, ca să umblăm din putere în putere, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, glorificând pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Facă Domnul ca inimile noastre să fie pline de Duhul Sfânt. Și astfel, Duhul nostru, împreună cu Duhul Sfânt, să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul și că noi suntem copiii Lui preiubiți, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și, în ultimul rând, dacă vrei să fii un creștin autentic, e important să te pocăiești, e important să te botezi, e important să te lași schimbat radical de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să te lași umplut de prezența Lui binecuvântată. Și la fel de important este ca să continui să te sfințești
Sfințirea vieții este o acțiune continuă, o preocupare constantă pentru fiecare credincios. Și dacă citim în 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 și 16, cuvintele Duhului Sfânt din partea lui Dumnezeu spun astfel, 1 Petru, capitolul 1, versetul 15, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfinți. Și Apostolul Pavel spunea la un moment dat în Coloseni, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Oameni buni, avem aici o adunare de sfinți al lui Dumnezeu. Poate te uiți la tine și zici, nu sunt chiar așa. Ba da, Apostolul Pavel vorbește celor din Corint. Și ceea ce citim, Biblia știm, biserica din Corint nu era cea mai extraordinară biserică. Era biserica Domnului. În Corint erau probleme, în Corint erau neînțelegeri, în Corint erau chiar păcate grele. Dar zice Scriptura, către cei din Corint, sfințiți și chemați să fie sfinți. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2. Noi suntem sfințiți de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul adevărului, de sângele Domnului Iisus Hristos, dar suntem chemați să trăim o viață sfântă zi de zi. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze candidații de față, Domnul Dumnezeu să binecuvinteze toată adunarea, Dumnezeu să binecuvinteze oaspeții casei Domnului dimineața aceasta, unii poate sunteți pentru prima dată în casa lui Dumnezeu, mă rog ca Duhul Sfânt să vă cerceteze inimile. Și așa cum s-a întâmplat în ziua de Rusalii, la final, adresați-vă păstorilor, fraților, ce să facem? Îți va spune același lucru, pocăiți-vă. Fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Fiecare să se lase transformat radical de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fiecare să caute plinătatea Duhului și să sfințească viața zi de zi. Mă rog ca Harul lui Dumnezeu, dragostea Tatălui, părtășia a Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi până în veci. Amin. Spre slava Domnului, mai este un grup care ar dori să slujească, ce dar măreți, după care apoi corul din nou va onora pe Domnul și în timpul cântării de cor ne pregătim pentru a intra în apă în vederea aducerii la îndeplinire în mod practic a botezului în apă pentru cei 48 de candidați care sunt prezenți aici în această dimineață. Ce poate cerul să-mi dea, e bucurie și neprionire, e o dragoste ce umple inima. Speranța mea e doar în Domnul. Iisus va fi mereu de partea mea, în slăbire.
lui se arată. Prin el trăiesc, e mânturia mea. El e păsorul bun ce mă păzește, chiar de-ar fi să trec prin voi atunci. Nu mă tem, știu că el nu mă va părăsi. Tot ce sunt, sunt prin harul său. Eu nu mă tem, destinul meu în ține. Știu că-ți e dat, el prețul l-a plătit. El a murit pe cruce pentru mine și-a înviat din morți a treia zi. El a murit ca eu să am viață. Azi trăiesc prin har, sunt mântuit. Pot acum să declar liber sunt în Hristos. Tot ce sunt, sunt prin harul său. Cu tot ce am, îl voi urma pe Iisus. El mi-a promis că mă va duce în cer și zi de zi mă va întări, știu bine. Îmi voi ajunge în fața tronului. Credința mea în Domnul va rămâne. Toată gloria aparțin pe veci. Sunt al tău, ți-aparțin pe veci. Sunt al tău, ți-aparțin pe veci.
văzut martirii de demult, jertfiți de dragul lui Iisus, torțe vii arzând ca mărturii. Pentru el murea cu fruntea sus, credința lor de neclintit, în Hristos ce moartea a răstignit, ca o pecete pe setin, dovedește-n ei învierea lui. Necintea aș vrea să te urmesc, chiar de-ar fi să plec prin încercări, chiar de-ar fi să plec prin sfinț și foc, ce ca ta aș vrea să urmăresc. Anii trec în zbor și alții vin, azi noi suntem acei martiri, fi vom gata noi ca jertfe vii. Învierea lui s-o dovedi, vom sta noi fel și neatiși de păcatul lumii și de-a ei doriți, mistuiți de dragoste pentru al nostru loc. Părțe vii, vieți sfinte, în lume să-nălțăm. Să ne ridicăm din nou pentru un moment de rugăciune, iar după aceea candidații vor păși pe rând, bineînțeles, aici, în apa aceasta pregătită în vederea acestei lucrări poruncite de Dumnezeu și pe care toți cei care înțeleg chemarea lui Dumnezeu și lucrarea lui sunt cei care acceptă ceea ce Dumnezeu cere pentru binele sufletului lor. Am dorit ca, după botezul fiecărui candidat,
să putem să cântăm, fie comun, fie fanfara să fie pregătită în privința aceasta și alternativ să fim cei care să ne închinăm Domnului și prin cântare până intră următorul candidat. Haideți să stăm acum în rugăciune și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta pe care o deschidem în mod practic, serviciul de botez prin ruga pe care o rostesc. Ne închinăm înaintea Ta, Părinte Ceresc, noi toți care suntem prezenți aici astăzi și împreună cu noi, Doamne, sunt conștient că se închină mulți din cei care ne urmăresc în direct pe internet în dimineața aceasta, rude ale candidaților, cunoscuți și prieteni, care, Doamne, stau înaintea Ta, acolo departe sau aproape, într-un duc de mulțumire, închinare și rugăciune înaintea Ta. Tu ești vrednic de laudă, Tu ești vrednic să ne închinăm înaintea Ta și să-Ți mulțumim că ești acela care Te-ai gândit așa de profund la noi oamenii și ai dăruit ce ai avut mai scump în cer pentru noi, ca noi prin Iisus, Fiul Tău care S-a jertfit pe cruce, să avem prin credința în El iertare și mântuire pentru sufletele noastre. Doamne, Îți mulțumim pentru dragostea Ta plenară pe care Ți-ai arătat-o într-un chip atât de desăvârșit. Îți mulțumim că Te-ai gândit la noi peste viacuri și ești același, Doamne, și azi, 25 iunie 2023, stăm înaintea Ta cu cei îmbrăcați în alb, noi întreaga biserică, și alături de mulțumire și recunoștință cerem binecuvântarea Ta peste ei. Doamne, unii dintre ei au emoții, alții dintre ei, Doamne, se simt slabi, alții, Doamne, sunt încercați încă de când au luat hotărârea să încheie legământ cu Tine, au întâmpinat tot felul de obstacole, de bariere și de încercări și chiar din partea celor dragi, Te rog, Doamne, să le dai resurse prin Duhul Tău, să dai binecuvântare de putere de la Tine peste ei și de statornicie în decizia pe care au luat-o și nimeni și nimic să nu-i clintească, Doamne, să poată să poarte chipul Tău în lumea aceasta, în blândețe, în bunătate, în dragoste și în credincioșie și astfel, Doamne, Tu să dezarmezi pe cei care au, Doamne, atitudini ostile. În numele Domnului Iisus, eliberează, Doamne, și dă biruință fiecăruia. Dacă unii, Doamne, prezenți aici sau care nu sunt prezenți, sunt cuprinși de îndoială, de necredință, eliberează-le inima și fă-i să Te cunoască ca Domn și Mântuitor pe Tine. Te rog să scrii numele celor îmbrăcați în alb, în cartea vieții Tale și nimeni, Doamne, să nu-i scoată de acolo, ci Tu să le păstrezi numele și în ziua venirii Tale să-și audă numele citit și binecuvântarea vieții veșnice să fie peste ei. Îți mulțumesc pentru fiecare suflet, Doamne, știi că mă bucur de fiecare persoană și Te laud, Doamne, pentru lucrarea Ta, dar astăzi îmi exprim bucuria într-un mod special, Doamne, că ai rânduit ca nepoata mea, Beatrice Alexandra, să intre aici în acest bazin, să încheie legământ cu Tine. Mi-ai lungit firul vieții, Doamne, m-ai binecuvântat să văd lucrarea aceasta. Îți mulțumesc pentru toți nepoții, pentru toți copiii și pentru nurori și gineri, Doamne. Lasă binecuvântare peste casa mea, peste familia mea și peste toate familiile, Doamne, ale bisericii Elim și nu numai, peste toți credincioșii și Tăi, Doamne, binecuvântă bunici, binecuvântă părinți,
binecuvântă tineri și copii. Îți mulțumim, Duhule Sfinte, vino și autorizează-ne, împuternicește-ne, întărește-ne în lucrarea aceasta și în numele Tău îl slăvim. Noi încredințăm în mâna Ta, Doamne, hrănește-i prin cuvântul Tău și prin Duhul Tău și prin tot ce vei face în viața lor și în numele Tău să fie binecuvântat. Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile și primul candidat va intra aici în apa aceasta pentru mărturisirea credinței. Beatrice Alexandra, după cum ați putut reține, este nepoata mea, cea întâi născută, prima nepoată pe care o am. Este o binecuvântare pentru Estera, pentru Tibi, pentru familia Fodor. Știu că Zoli și Viorica sunt prezenți aici cu noi în această zi și îi salut în numele Domnului și îi binecuvintez. La creșterea și educația copiilor contribuie părinți, într-adevăr, dar contribuie și bunicii și contribuie Domnul prin Duhul Lui care dă înțelepciune, duc de ascultare și Beatrice a terminat primul an de studii la Universitate la Los Angeles și m-am bucurat pentru ea, am întrebat-o, ai reușit? Cum stai cu examenele? Toate foarte bine. Slavă Domnului Amin. Pentru înțelepciunea și priceperea care i-a dat-o și iată că ea așa a dorit, venind în țară, aici în România, atunci când era mică, așa în primii ani de școală, o întrebau profesorii, învățătorii, părinții de unde sunt și cine este ea, fiind acolo în America, și ea spunea, atâta sunt americancă, iar restul sunt româncă. Nu i-a fost greu și scrie și vorbește limba română, și lucrul acesta e un lucru tare frumos și mă bucur pentru capacitatea și dragostea care a pus-o Domnul în sufletul ei. Beatrice Alexandra, astăzi tu închei un legământ special cu Domnul. Te mărturisesc aici și te întreb față de martorii prezenți, văzuți și nevăzuți. Dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. De asemenea, vreau să te mai întreb, dacă crezi că Domnul Iisus a înviat dintre morți, este viu și are toată puterea în cer și pe pământ? Da, cred. Pentru câtă vreme, Beatrice Alexandra, ești tu decisă să-L urmezi pe Domnul Iisus, mărturisind această credință și trăind în mod autentic, potrivit cu mesajul, acest adevăr că Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul. Pentru câtă vreme? Pentru toată viața mea. Amin. Slavă Domnului! Amin. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și urez drum bun, cu sănătate și cu binecuvântări de la Domnul. Amin. Amin. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piardă și să aibă
viață veșnică. Rahela, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pentru câtă vreme vrei să-L slujești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii tale, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Nu numai din Statele Unite, dar iată și din Ucraina. Anastasia este aici. Nastia este astăzi. Sub privirile părinților ei și a celor dragi refugiați din Ucraina din cauza războiului, este cea care a ales ca aici în Biserica Elim să se statornicească și apoi să mărturisească credința ei. Anastasia, te întreb, aici față de martorii prezenți, văzuți și nevăzuți, dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău. Astăzi despre Iisus de la Dintele Martorii, ca care s-a putut să fie ați arbitrării și tu Iisus Hristos a salvat tău jezni. Da, viriu. Da, cred. De asemenea, te întreb, pentru câtă vreme ești tu decisă, Anastasia, să-L urmezi pe Domnul, мартурисинд această credință că el este mântuitorul tău. Также питаю Настя, сколько времени ты хочешь служить Господу Иисусу Христу, который спасал твою жизнь? На всю жизнь. Pentru toată viața vreau să-l urmez. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, Anastasia, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și îți urez binecuvântarea Domnului pe parcursul vieții tale. Во имя Иисуса Христа мы крещим тебя, пусть Бог благословит тебя и божаемо путь с Богом впереди. Аминь. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Sorina, te întreb dacă tu crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Crezi că El a venit în lumea noastră să aducă darul mântuirii și pentru tine? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să slujești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Cu atâta bucurie, cu atâta zâmbet, fericită, o vedeți pe Teodora astăzi aici intrând, în bazinul acesta în vederea legământului pe care îl încheie cu Domnul. Când ne uităm la aceste tinere, parcă sunt mirese, nici rochile de mirese nu arată, nu sunt gătite, parcă miresele mai bine decât cele care încheie legământ cu Domnul. Aici m-am uitat de dimineață de la amvon și am văzut-o și pe Sonia, pe mama ta. Cunosc și trecutul și greutățile și astăzi este o zi de bucurie pentru noi toți și în mod deosebit și pentru voi. Teodora, aici față de toți cei prezenți și înaintea Domnului, te întreb dacă tu ești cea care crezi din toată inima ta că Domnul Iisus Hristos, cum spune Scriptura, este Fiul lui Dumnezeu care a murit și pentru tine. Da, cred. Dar crezi că El a și înviat, cum spune Biblia, și s-a înălțat la ceruri și El este Cel care, prin neprihănirea Lui, este Cel care ne binecuvintează și pe noi ca să fim în voia Lui Dumnezeu? Da, cred. Pentru câtă vreme ești decisă, Teo, să mărturisești pe Domnul și să-L slujești pe El? L-ai ales pe El ca mire acum. Din punct de vedere spiritual, El este mirele tău și tu ești mireasa Lui.
Mai târziu va mai veni vreun băiat, altul, termin școlile și te va cere. E normal, e natural, e firesc să te căsătorești, că asta este rânduiala lui Dumnezeu, bineînțeles. Dar vreau să spun, să te întreb, tu vei rămâne pentru totdeauna, toată viața, mireasa Domnului Iisus Hristos? Da, toată viața mea. Domnul să te binecuvinteze. Dacă te-am reținut prea mult, scuze. Mulțumesc pentru răspunsurile tale atât de sincere. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea spate-o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să fim că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Mă bucur în Domnul, sufletul meu este plin de bucurie, Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii. Sora Sara, crezi că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ofere mântuire tuturor și să-ți dea o viață nouă? Da, cred. Crezi că El a purtat la cruce vina pentru păcatele tale? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să slujești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii tale, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Iată aici pe Andreea, nu numai cu zâmbet, nu numai fericită în exterior, dar cu un suflet atât de pur, de binecuvântat, pentru că l-a ales pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor pentru ea. Te mărturisesc întrebându-te, Andreea, tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Și crezi că din dragoste pentru tine, El a venit în lume și a acceptat să moară? Da, cred din toată inima. Și crezi că El a înviat și pentru sufletul tău, ca sufletul tău să fie fericit în eternitate? Da, cred. Pentru câtă vreme vei crede, vei povesti, vei mărturisi, vei proclama acest adevăr? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, Andreea, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și drum bun în călătoria vieții tale cu cel mai minunat, Iisus Hristos. Amin. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi. Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Miriam, crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să slujești și să-L iubești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Pe cel ce vine la mine, a spus Domnul Iisus, n-am să-l scot cu mâna goală afară. Doamne, dar ce ai Tu să ne dai? Ce binecuvântări ai Tu să ne dai? Doamne, câtă nevoie n-au oamenii de iertare, câtă nevoie n-au oamenii de pace, câtă nevoie nu au oamenii de neprihănire, câtă nevoie nu au oamenii de siguranță. Iisus este Cel care a zis, pe Cel ce vine la mine n-am să-L scot cu mâna goală afară.
cele mai minunate daruri le are Iisus pentru sufletele noastre. Aici este Larisa, sub privirile familiei, privirile noastre ale tuturor și ale Domnului. Larisa, crezi că prin credința în Domnul Iisus Hristos tu ești cea care primești iertarea păcatelor? Da, cred. Crezi că prin credința în Domnul Iisus Hristos ești cea care te bucuri de neprihănirea cerută de El? Da, cred. Crezi că prin credința în Domnul Iisus Hristos ai odihna, tihna care vine din El? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să crezi, să mărturisești și să trăiești această credință? Toată viața. Larisa, frumos! Domnul să te binecuvinteze! Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin! Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, bebeți cu Dumnezeu m-am păcat. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Estera, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a venit în lumea noastră și a purtat la Golgota plata pentru păcatele tale? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să slujești și să-L iubești? Cu ajutorul lui Dumnezeu toată viața. Pe baza mărturisirii tale te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Prea repede trec minutele, prea puțin timp avem să prezentăm candidații de botez, pentru că ne-ar place lucrul acesta să putem să spunem câteva cuvinte aproape despre fiecare. Ne-ar place lucrul acesta, dar timpul trece prea repede. Diana, sub privirile părinților, ale celor dragi care o însoțesc, prieteni și cunoscuți, priviți-o aici, este cea care a înțeles că Domnul este Cel care mântuiește. Eu sunt Domnul care am puterea să te mântuiesc. Diana, tu crezi că cu adevărat, în numele Domnului Iisus Hristos, tu ești iertată de greșelile tale și ești binecuvântată cu mântuire pentru sufletul tău? Da, cred. Pentru câtă vreme, Diana, ești tu hotărâtă ca să mărturisești și să trăiești acest crez binecuvântat creștin în numele Domnului Iisus Hristos? Pentru câtă vreme? Pentru toată. Pentru cât voi trăi. Domnul să te binecuvinteze! Pe baza mărturisirii credinței tale, făcută aici, în această zi, sub privirile multora și înaintea Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și îți urez drum bun împreună cu Domnul Iisus. Amin. Mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi în lumina sa. Sus, zâmbet. Pe acest Iisus pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită pentru că îți veți dobândi ca sfârșit alergării vieții voastre mântuirea sufletelor. Roxana, te întreb, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a venit în lumea noastră să aducă mântuire sufletului tău? Cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să slujești și să-L iubești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii tale, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Thank you.
mamă și fiică, ce har, ce binecuvântare au intrat aici în vederea mărturisirii credinței lor. Iulia este tânăra, iar Tabita este mama. Vă întreb, stimată soră Tabita și Iulia, aici față de toți cei prezenți, dacă voi credeți că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul vostru personal, personal, voi intra două aci deodată, dar trebuie să credem că nu mama, nu fiica, nu unchiul, nu eu știu cine altcineva. Mântuirea este personală. Voi credeți că Iisus Hristos este mântuitorul vostru personal? Da, credem. Așa să rămână. Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea vă întreb, credeți voi, așa cum spune Biblia, că este viață după moarte, că morții vor învia cum a înviat Hristos Domnul și vom moșteni viața veșnică împreună cu El, toți cei care am încheiat legământ cu El? Da, credem. Pentru câtă vreme sunteți decise, Iulia și Tabita, să rămâneți credincioase alături de Domnul? Toată viața. Pentru toată viața. Domnul să vă binecuvinteze, pe baza mărturisirii credinței voastre și la porunca Domnului vă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Iisus e al meu mântuitor, cu viața mea îi sunt dator, sângele Lui m-a curățit, sunt mântuit. Iisus e al meu mântuitor, cu viața mea îi sunt dator, sângele Lui m-a curățit, sunt mântuit. Omului Dumnezeu vinea și spunea frumoasele cuvinte. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Ana, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a venit în lumea noastră să plătească la calvar pentru vina păcatelor tale? Da. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să-L iubești și să-L slujești? Toată viața. Pe baza mărturisirii tale te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Veronica, prezența ta aici este unică. Ceea ce faci astăzi nu vei mai face niciodată. Pentru că pasul acesta este un legământ cu divinitatea, mărturisirea credinței. Biblia spune, un singur botez și o singură credință, care duce într-adevăr spre binecuvântarea care vine de la Dumnezeu, viața veșnică. Te întreb, tu crezi, Veronica, că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Da, cred. Să crezi, să te hrănești cu El. Tu crezi, așa cum spune Biblia, că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele tale? Da, cred. Și crezi că a înviat pentru îndreptățirea ta, ca tu prin credința în El să ai nevinovăția înaintea lui Dumnezeu? Da, cred. Pentru câtă vreme vei crede și vei mărturisi, vei proclama acest adevăr? Pentru toată viața. Să nu te rușinezi. Să spui prietenilor, vecinilor, cunoscuților, străinilor și pe oricine întâlnești, că mântuirea este doar prin Iisus Hristos. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și însoțirea Domnului să fie cu tine. Amin. Nimic nu mă va clinti pe cale, nimic nu mă va clinti pe cale, nimic nu mă va clinti pe cale. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci de veci. Iasmina, crezi că Iisus Hristos este darul Dumnezeu pentru tine și pentru mântuirea sufletului tău? Da, cred. Crezi că El a venit în lumea noastră să-ți aducă mântuire? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să-L iubești și să-L slujești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin.
Când e la bătrânețe, e mai greu. De-aia e bine la tinerețe. Așa o zice Solomon, o zice, aduți de Dumnezeu aminte în anii tinereții tale, până nu te dor cele ce te poartă picioarele, până se împuținează dinți, până pieri alte valori cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Viorica, nu-i prea târziu. Domnul Iisus a zis cuvintele la întrebarea lui Toma, a zis cuvintele, eu sunt calea, adevărul și viața. Iată că a sosit ceasul, răbdarea lui Dumnezeu a fost mare și dragostea lui desăvârșită te-a cuprins și pe dumneatale, Viorica. Te întreb, dar, ai sub privirile celor care te cunosc sau nu te cunosc? Dar unul singur ne cunoaște cel mai bine, El, Dumnezeu, și Iisus Hristos se bucură că tu astăzi mărturisești credința mântuitoare. Te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este calea, adevărul și viața, cum zice Scriptura? Da, cred. Crezi că El a murit și pentru ca dumneatale să ai iertare și binecuvântare de viață veșnică? Da, cred. Pentru câtă vreme vei fi cea care vei trăi o viață mărturisindu-L pe Domnul, că e mântuitorul tău. Până la moarte. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe baza mărturisirii credinței tale, sora Viorica, te boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Multă sănătate și binecuvântare de la Domnul să ai. Amin. Harul, harul, harul e darul meu. Dorești un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sora Mihaela, crezi că Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Domnul nostru Iisus Hristos ca să mântuiască sufletul tău? Da. Crezi că El a purtat vina pentru păcatele tale la cruce, la Golgota? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să slujești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Copilașilor a zis și scrie cuvântul, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă totuși cineva a păcătuit, parafrazez, să nu descurajeze, să nu dispere, pentru că avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit, care a murit pentru păcatele noastre și pentru păcatele lumii întregi. Stella, da. Ai ajuns la cunoștința acestui mare adevăr. Vreau să te întreb, crezi că Iisus Hristos a murit la cruce ca tu să ai iertare de păcate? Da, cred. Crezi că El este Cel care a înviat, s-a înălțat la ceruri și mijlocitorul între Dumnezeu Tatăl și tine în vederea îndreptățirii tale? Da, cred. Pentru câtă vreme, Stella, ești cea care vei mărturisi lucrul acesta în neamul tău? Ești deschizător de drumuri. Ești prima care pășești din neam pe calea aceasta pentru câtă vreme? Pentru toată viața.
Pe baza mărturisirii credinței tale, sora Stella, și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și Domnul să-ți lumineze sufletul și viața. Amin. Mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi în lumina sa. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, să nu-ți împetrești inima. Sora Livia, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul Lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a purtat vina păcatelor tale la Golgota? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să slujești și să-L iubești? Pentru toată viața cât trăiesc. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Eu sunt lumina lumii, a zis Domnul Iisus. Și cine vine la mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții, au zis voi, lumina vieții. În apă botezului este luminița, capul mai sus, oră. Nu știu ce să... Am emoții. Ai emoții, n-ai de ce, apa e bună, eu nu te încurc, da. Eu caut să te ajut. Bun. Suntem puși aici să rezolvăm problema cea mai importantă. De azi înainte viața ta va fi luminoasă. Lași emoțiile, lași temerile, lași neliniștea. Crezi că Iisus Hristos este lumina sufletului tău? Da, cred. Prin credința în El, crezi că ai iertarea și mântuirea sufletului? Da. Pentru câtă vreme vei lăsa ca această lumină cerească, dumnezeiască, să-ți umple sufletul și viața și călătoria ta să fie o călătorie în lumină, nu în întuneric, pentru câtă vreme? Pentru toată viața. Ai un nume așa de frumos. Mulțumesc. Luminița. Mulțumesc. Fii o luminiță, da. Un LED aprins în întuneric, care să lumineze cărarea multora. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și spun și ție, drum bun cu Cel care este lumina lumii. Amin. Sunt mântuit prin jertfa Lui și-s bucuros să spun oricui. Sângele Lui m-a curățit, sunt mântuit. Sunt mântuit prin jertfa Lui și-s bucuros să spun oricui. Sângele Lui m-a curățit, sunt mântuit. Dar toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine. Sora Zvezda, crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Da. Crezi că El este Cel ce poate să-ți ofere mântuirea? Da. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să slujești? Până la moarte. Pe bază mărturisirii credinței tale, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Bianca, te văd așa de fericită în sufletul tău și mă bucur de lucrul acesta. Cred că una din dorințele tale cele mai mari este, odată intrând aici, pe de o parte să fii tu binecuvântată, dar de acum s-a născut dorința cei dragi. Familie, rude, ca și ei să fie cei care să accepte. Dumnezeu să-i binecuvinteze, este un ceas pentru fiecare. Datoria noastră e să ne rugăm, să iubim și să mergem înainte. Te întreb, Bianca, tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Cel care ți-a deschis inima și tu ești cea care ai primit credința în El pentru că El este Domnul și Mântuitorul tău?
Da, cred. Crezi că odată ce ai părtășie cu El, ai și viața veșnică, căci Biblia spune că viața veșnică e asta, să-L cunoști pe Dumnezeu Tatăl, pe Iisus Hristos și să-L mărturisești, și asta înseamnă să ai viața veșnică. Crezi că prin El ai viața veșnică? Da, cred. Pentru câtă vreme, Bianca, vei fi cel care îl vei mărturisi? Cu ajutorul Domnului pentru toată restul vieții. Cu siguranță, fii sigură de ajutorul Lui și Domnul să îndepărteze griji și temeri. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și să ai binecuvântarea Domnului peste tine și casa ta. Amin. În urmă-i lumea, înainte Iisus, în urmă-i lumea, înainte Iisus, în urmă-i lumea, înainte Iisus, și înapoi eu nu voi da. Samuel, în apa botezului a intrat Roxana și Samuel. Vă întreb, credeți că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și Mântuitorul vostru personal? Da, cred. Credeți că El a venit în lumea noastră cu solia mântuirii pentru a aduce pace cu Dumnezeu? Da. Pentru câtă vreme sunteți hotărâți să-L slujiți și să-L iubiți? Până la sfârșitul vieții. Toată viața. Pe baza mărturisirii credinței voastre și la porunca Domnului, vă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Mă bucur pentru tine. Felicitări, Simona. Pe tine cum te cheamă? Dragoș. De mulți ani cunosc această familie în care soțul, cum îl cheamă pe soț? Emanuel. Un om deosebit, venit din Valea, de la Târgu Jiu. Am ținut legătura mulți ani, este membru aici în biserică. Am vizitat familia aceasta și spuneam Simonei, doamna Simona, care are o activitate frumoasă în orașul nostru. Doamna Simona, era băiatul mic atunci. Cum te cheamă? Dragoș. Dragoș, era un băiețel, un adolescent. Îi spuneam, Simona, ar fi cazul. Niciodată nu a zis nu. Un suflet special. Și azi dimineață când l-am văzut pe Dragoș după aici și văzut-o și pe mami și pe soțul ei, pe Emanuel, am zis, o, de ce n-am știut eu că vii, Simona, la botez? Că te-aș fi sunat. Aș mai fi discutat cu tine. Și surpriză pentru mine. Știm noi numărul? Vă spun de multe ori că niciun serviciu la noi nu-i regizat. Nu-l batem în cuie de ieri pe azi sau de azi pe mâine. E Duhul lui Dumnezeu. S-a terminat odată un botez aici și după ce s-a terminat, pe când să plecăm, au venit doi tineri și au zis, nu ne lăsați nebotezați, vrem și noi. Ne-am întors înapoi la bazin și i-am botezat. Nu mai era sala goală. Nu contează. Și famenul era împreună cu Filip și l-a botezat. Trebuie să fim cei care să înțelegem lucrarea Domnului. Mă bucur pentru voi și Dragoș și Simona, vă întreb, voi credeți că Domnul Iisus Hristos este singurul mântuitor? Oamenii au multe religii, au multe somități pe care le adoră. Dar voi credeți că singurul care dă mântuirea, viața veșnică, este Iisus Hristos, Simona și Dragoș? Da, credem. Pentru câtă vreme sunteți hotărâți să-L slujiți pe Domnul? Pentru toată viața noastră. Ce frumos, mamă și fiu și toată familia pe calea Domnului. Felicitări! Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Un amin din partea bisericii, să binecuvinteze toți candidații de botez, amin. Domnului. Amin.
De baza mărturisirii credinței voastre și la porunca Domnului, vă botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și însoțirea Domnului să fie cu voi. Amin. Mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi în lumina sa. Mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi în lumina sa. Astăzi, dacă auzi glasul Lui, să nu-ți împietrești inima. Marius, tu crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a venit și a purtat la calvar plata pentru păcatele tale? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărât să slujești? Pentru toată viața mea. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Domnul Iisus a spus cuvintele, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Bine. Domnul Iisus este Cel care te-a căutat, te-a așteptat și iată că astăzi este ziua specială în care tu închei legământ cu Domnul. Domnul să-ți dea biruință în toate încercările care stau înainte, căci crucea ta este una mai deosebită. Dar Cel care a purtat crucea pentru omenirea întreagă, să pună El umărul la crucea ta. Amin. Și să-ți ajute să o duci până la capăt. Amin. Te întreb, Beni, ai sub privirile celor care s-au rugat pentru tine, ca dintr-un fiu al rătăcirii să fii un fiu al lui Dumnezeu. Crezi că Iisus Hristos a murit și pentru tine și îți dă iertare de toată vinovăția ta? Da, cred. Crezi că El a înviat și pentru tine și îți dă viața veșnică rămânându-i credincios? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărât să-L urmezi pe Domnul, indiferent de circumstanțele vieții? Cu ajutorul Domnului toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și Domnul să-ți ofere protecție. Amin. Și o stare de bine. Amin. Și de bucurie în sufletul Amin. Tău. Amin. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, perfect cu Dumnezeu m-am botat. Cristofor, astăzi este o zi specială în viața ta. Tu crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău? Da, cred. Crezi că El a înviat și îți dă viață veșnică? Cred. Pentru câtă vreme ești hotărât, Cristofor, să-L urmezi pe Domnul? Toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale, aici, sub privirile bunicilor, străbunicilor și a părinților, neam longeviv. Slavă Domnului pentru asta! Pe baza mărturisirii credinței tale, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și spun drum bun cu Domnul. Amin. Amin. Da, toți cei ce nădăjduiesc în El nu vor fi dați de rușine, spune Biblia. Daniel, tu crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El îți pregătește un loc în ceruri? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărât să slujești și să-L iubești? Toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Renunța lume, dar nu la Iisus. Renunța lume,
Aici sub privirile celor care sunt în sală și sub privirile celor care, pe care noi nu îi vedem, dar sunt prezenți, solii Domnului. Te întreb dacă tu crezi că Iisus Hristos este Cel care a murit și pentru tine la cruce. Da, cred. Crezi că El este Cel care s-a înălțat la ceruri și stă la dreapta Tatălui ca să fie mijlocitor între Tatăl și viața ta? Cred. Crezi că prin El tu ai parte de viața veșnică? Da, cred. Pentru câtă vreme vei fi Cel care vei trăi acest crez? Toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și Domnul să te însoțească. Amin. Fratele Dumitru din familia Isaac. Eu mă bucur pentru dumnealui pentru că dânsul este primul din neam care pășește pe această cale. A fost director unei mari instituții aici în orașul nostru Timișoara, o instituție care pe zona de vest a fost numărul 1. Dânsul este cel care a primit cuvântul Domnului în inima lui și a decis să fie membrul acestei biserici și să încheie legământ cu Domnul. Cred că puteți să priviți spre sală, că e o priveliște așa frumoasă. Da, este. Este deosebit. Este. Cred că dumneavoastră ați putea să ne spuneți anumite lucruri, dar timpul și alte activități. Noi ca și biserică vă primim cu tot dragul, suntem bucuroși de decizia dumneavoastră, vă admirăm. Vă mărturisesc pentru mine de când l-am întâlnit pe fratele Dumitru, mi-a zis într-o zi aici pe culoar când am venit prima dată, când voi putea să-ți spun frate? Și i-am spus, de acum poți să-mi spui frate. Da. Credem în Iisus, în mântuirea prin El și urmăm aceeași cale. Acum eu sunt conștient de un lucru, că împreună cu noi și fratele Ignat, cu familia lui, prietenul dumneavoastră, da, vecinul dumneavoastră, care a avut o mărturie și o lumină specială, călăuzitoare prin Duhul Domnului pentru dumneatale. El e în Irlanda acum, cu familia. Și de mult ar fi vrut să fie aici, să știți. Da. M-a sunat zilele trecute și mă bucur că dumneatale, chiar dacă poate au fost încercări, ești cel care decizia luată, omul de cuvânt, merge înainte. Omul cu principii nu dă înapoi. Mai ales când e vorba de sufletul lui și mântuirea lui. Având în vedere că suntem aici, aș vrea să vă întreb, frate Dumitru, dacă credeți că Iisus Hristos este unicul mântuitor și doar prin El, orice păcătos poate găsi iertare. Da, cred cu tărie. Crezi că El a murit și pentru vina ta? Toți avem greșeli și viața-i și cu slăbiciuni, nu numai cu reușite. Crezi că în numele Lui ai iertare de toate greșelile și slăbiciunile? Da, cred. Crezi că prin El vei birui și vei trece orice obstacol și vei rămâne credincios lui Dumnezeu, răbdând și iubind pe cei care poate nu te înțeleg. Crezi? Da, cred. Pentru câtă vreme, frate Dumitru, ești hotărât să rămâi credincios Domnului și să-L urmezi pe El? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și fie-ți viața binecuvântată prin El. Amin. Amin. Iisus e al meu mântuitor, cu viața mea lui sunător. Sângele lui m-a curățit, sunt mântuit. Iisus e al meu mântuitor, cu viața
inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Frate Daniel, crezi că Iisus Hristos a venit în lumea noastră să caute și să mântuiască și sufletul tău? Da, cred. Crezi că El este Cel ce te-a chemat să-L slujești și să-L iubești? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărâtă să faci lucrul acesta? Cu ajutorul lui Dumnezeu până la moarte. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Fii liniștit. Pe dumneatale te voi cunoaște multă vreme. Priviți aici pe fratele Gheorghe. Este decanul de vârstă. Câtă răbdare a avut Dumnezeu și dragoste cu el. 94 de ani împliniți, auziți voi? Doamne, mare și bun ești. Minunate sunt lucrurile tale. Amin. Amin. De la 70 de ani, adică în urmă cu 70 de ani, pe când avea 24 de ani, a auzit cuvântul și l-a primit. Ce sămânță e sămânța cuvântului, că nu moare. Nu se strică. Ce hambar inima omului, mintea omului, că o păstrează acolo, nu frigiderul. Și inima și mintea omului. Frate Gheorghe, ziceți în mult aici. Vreau să te întreb, îți pare rău că nu te-ai pocăit mai devreme? Îmi pare rău, pentru că acum nu mai văd numai cu lupa de citesc, dar citesc jumătate cartea care i-a dat-o. O citiți jumătate din cartea lui Amir Țarfate, auziți? Da, ați auzit voi? Slavă Domnului! Te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos te iartă de amânare și de păcate și de indiferență? Cred! Domnul să te binecuvinteze! Din tot sufletul lui, auziți! Crezi că prin Iisus Hristos ai mântuirea sufletului și viața veșnică? Doamne, cred și zilnic, mă rog, la Iisus Hristos! Aleluia! Ajute! L-ați auzit? Zilnic se roagă căci crede că Iisus Hristos e Mântuitorul. Pentru câtă vreme, eu nu știu cât îți mai dă Domnul, deci Domnul, până la moarte îl vei urma. Pe baza mărturisirii credinței tale, frate Gheorghe, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și Domnul să-ți dea ani mulți, să-ți dea putere să-L mărturisești. Amin. Harul, harul, harul e darul nemeritat, harul, harul, nevreți cu Dumnezeu m-am păcat. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Frate Daniel, crezi că Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne aducă pace cu Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărât să-ți păstrezi legământul acesta care îl faci astăzi în ziua botezului? Până la moarte. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. David, acum în pragul majoratului, este cel care stă înaintea Domnului și înaintea noastră și vă întreb pe voi, de ce să vii ca și Gheorghe pe ultimul metru al vieții? Dumnezeu îl primește într-adevăr, vremea de neștiință e l-o uită, o îngropă, dar ce bine e să-i dai lui Dumnezeu tinerețea ta.
energia ta, farmecul și frumusețea vieții tale. Felicitări, David! David, tu ești o mărturie și o priveliște pentru cei de aici și cei care zăboviți și te uiți în oglindă. Ai început să ai riduri, ai început să chelești, ai început să albești. Ce mai aștepți, omule? Când te vei gândi la sufletul tău unde să duci? Oare ești așa indiferent? Ți-ai făcut casă, ți-ai făcut atâtea lucruri pe pământ și știi că la moarte toate le lași, dar sufletul unde să duci? Fii înțelept, omule, și caută mântuire pentru sufletul tău, că astea toate rămân aici. Felicitări, David, încă o dată, că de tânăr te întreb, crezi că Iisus e mântuitorul tău? Da, cred. Crezi că prin El ai viața veșnică? Da, cred. Crezi că porunca Domnului este aceasta, botezați-vă ca să fiți mântuiți? Da, cred. Pentru câtă vreme îl vei sluji pe Domnul? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și Domnul să fie cu tine. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Frate Paul, crezi că Iisus Hristos este darul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mântuirea sufletului tău? Da, cred. Crezi că El a pregătit un loc special pentru tine? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărât să slujești și să-L iubești? Toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Eusebiu, momentul acesta este special, unic în viața ta. Te întreb, înaintea Domnului și față de cei prezenți, dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El a murit la cruce și pentru păcatele tale, ca tu prin El, prin credința în El, să ai iertare și mântuire pentru suflet? Da, cred. Pentru câtă vreme, Eusebiu, ești hotărât să rămâi credincios Domnului? Toată viața mea. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și Domnul să te însoțească în toate deciziile, în toate căile și în toată activitatea ta. Amin. M-am hotărât să urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus. Numer pașii vieții mele de pribiac, spunea psalmistul. Frate Alexandru, crezi că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul lumii și mântuitorul tău personal? Da. Pentru câtă vreme ești hotărât să-L iubești și să slujești? Toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Abel, cu multă bucurie, a pășit în fața bisericii și a Domnului în vederea acestei lucrări și te întreb aici, față de toți cei dragi care te însoțesc de aproape și de departe, dacă tu crezi că Domnul Iisus Hristos este mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a murit la cruce ca tu să ai iertare și să ai viața veșnică prin El? Da, cred. Pentru câtă vreme, Abel, ești hotărât să rămâi credincios Domnului?
Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale, stimate frate, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și Domnul să te însoțească totdeauna până la capătul vieții. Amin. Mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi cu Iisus, mergi în lumina sa. Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei, spunea psalmistul. Frate Andrei, tu ai făcut o alegere și astăzi o mărturisești înaintea Bisericii Domnului. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărât să slujești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Iosif Natanael, ce nume frumoase ți-o pus mămica și tăticu. Mama e la Domnul, cât ar fi vrut să vă vadă aici familia când ați cântat voi toți, ce frumos. Iosif Natanael, noi știm că suntem vremelnici aici și toți ne ducem și acolo vom fi eterni. Te întreb pe tine, crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal care a murit la cruce, ca tu prin El să ai iertare? Da, cred. Crezi că El este Cel care va să vină cu putere, aducând învierea și din nou să ne întâlnim cu cei dragi care au plecat înainte de vreme de la noi și am plâns la despărțire? Crezi că El este Cel care ne va duce iarăși împreună? Da, cred. Pentru câtă vreme, Iosif Natanael, ești tu hotărât să rămâi pe calea credinței și să-L slujești pe Domnul? Pentru toată viața. Domnul Iisus să te binecuvine. Ce-mi place că trebuie să mă uit așa spre tine în sus. Domnul să fie cu tine. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și însoțirea Domnului să fie cu tine. Amin. Sunt mântuit prin jertfa Lui și-s bucuros să o spun oricui. Sângele Lui m-a curățit, sunt mântuit. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Filip, ești chemat astăzi să mărturisești. Dacă tu crezi că Dumnezeu este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal prin Iisus Hristos, da, cred. Crezi că El a venit în lumea noastră și a plătit la calvar pentru plata păcatelor tale? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărât să slujești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Florin, ce nume frumos de la flori. Ce frumos nume ai. Toți avem nume frumoase, binecuvântate. Florine, tu azi înflorești, mă, într-o altă grădină. Până aici ai fost într-o altă grădină, nu știu cum a fost acolo. Dar vreau să te întreb pe tine, crezi că de azi înainte ești sădit în grădina Domnului ca să aduci roade pentru El și mireasmă pentru El? Da, cred. Dumnezeu să te ajute ca niciun viciu să nu te mai urmărească, ci să rămâi liniștit lângă Domnul Iisus Hristos și cu binecuvântare. Crezi că El, Iisus, a murit și pentru tine? Da, cred. Crezi că El este Cel care îți dă viața veșnică? Da, cred. Pentru cât timp? Vei rămâne în grădina asta frumoasă, unde Domnul-i grădinarul și are grijă de florile Lui. Pentru câtă vreme? Pentru toată viața mea. Pe baza mărturisirii credinței tale, Florine, și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se
adică în Hristos, avem prin credința în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Andrei, crezi că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Crezi că El a venit să moară la Calvar și pentru tine? Da, cred. Pentru câtă vreme ești hotărât să slujești și să-L iubești? Pentru toată viața. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Avem și un Petru astăzi. Fratele Petru a intrat în apa botezului și așteaptă să fie cufundat aici după ce își mărturisește credința. Petru a zis către Domnul: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Iisus i-a zis: Petre, ferice de tine. Și eu spun, frate Petre, ferice de dumneatale, că ai ales să-L mărturisești pe El. Te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal? Da. Mai tare. Da. Crezi că El este Cel care a înviat ca și dumneatale să ai parte de viața veșnică împreună cu El? Da. Pentru câtă vreme, frate Petre, ești hotărât să-L slujești pe Domnul? Până la moarte. Până la moarte. Fie în momentul ăsta cât mai departe. Dumneatale să ai parte de ani mulți cu sănătate și cu binecuvântare. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Nimic nu mă va tinti pe tale. Nimic nu mă va tinti pe tale. Nimic nu mă va tinti pe tale. Și înapoi eu nu voi da, și înapoi eu nu voi da. În urmă-i lumea, înainte Iisus, în urmă-i lumea, înainte Iisus, în urmă-i lumea, înainte Iisus. Fratele Costică, cred că este cel care încheie numărul celor care astăzi, 25 iunie, intră în apa botezului acela Elim. Observați că are o infirmitate, nu are un picior, pentru că în urmă cu câțiva ani de zile, nu mulți, a fost cel care a pierdut acest picior din cauza unor traume pe care le-a avut privind privința sănătății precare. Medicii au luat decizia aceasta să-i salveze viața. Și bine au făcut. Asta este situația. Dar mă întreb, frate Costică, și te țin un pic aici. Dar cum de n-ai venit? Că dumneatale știi, băiatul dumneatale, George, cu ani în urmă l-am botezat și cred că mai e în familie oameni credincioși. Eu am înțeles că dumneatale mi-ai zis zile trecute ceva, mi-ai zis cam în felul următor, vin cam târziu. Da, așa este. Oameni buni, când aveți două picioare, când aveți două mâini, când trebuie să te rezi de unul și altul, să te chinui, să te duci așa, veniți pe picioarele voastre la Domnul. De ce trebuie să ajung un om în astfel de situații? Operat, tăiat, la reanimare, mă sună cineva ieri, am pe cumnata, sau cum zicea, la oncologie, fă cumva așa, du-o și botează-o, că de 2 ani au luat decizie să se pocăiască, ba înainte au mai luat cu 15 ani. Și acum să mă duc eu azi noapte să o iau, să o duc la botez, când am atâta treabă. Oameni buni, nu-s eu salvarea, eu nu sunt 1-2, eu sunt un simplu slujitor, Dumnezeu poate. Dar când ai luat hotărârea și simți că Dumnezeu te cheamă, nu mai amâna, mulți sunt prinși de amânare,
Nu acum, altă dată. Las că mai vin. Mă sună cineva azi seară. Deci eu nu mai vin la botez, că mi-a venit sorocul. Încerc să duc muncă de lămurire, că asta e normalitate, că nu e mai... Cine? Sunt unii care le bagă în cap. Tot felul de învățături. Aveți grijă, oameni buni, că Dumnezeu nu la astea se uită. Și să amâni evenimentul ăsta atât de important, pastorul ăsta. Frate Costică, nu-i târziu, dar ești într-o situație mai grea. Noi te primim și Domnul te primește și se bucură. Eu doar am vrut să dau exemplu, ca oamenii să n-aștepte să fie cărați pe cărucior, cu targa, purtați de alții și să vină pe propriile lor picioare. Frate Costică, crezi că Domnul Iisus Hristos te iartă de amânare, de tărăgăneală, de păcatele, da, și viciile care le-ai avut? Da. Că tare mult ai mai avut, ca tot omul, nu? Dar unii excelează. Domnul te iartă, să știi, tot pune în marea uitării. Crezi că El a înviat și pentru tine, ca, da, să ai parte de viață veșnică prin, da, El? Crezi? Nu mi-o lua înainte, așteaptă-mă. Acum te grăbești, dar până acum nu te-ai grăbit. Te mai întreb încă ceva. Pentru câtă vreme ești hotărât să rămâi în această încredințare? Iisus este Domnul și Iisus este Mântuitorul. Și să spui altora, oameni buni, nu faceți cum am făcut eu. Mergeți acum, când aveți picioare, mâini, sănătate și vă pocăiți. Pentru câtă vreme... Îl vei mărturisi și vei vorbi despre el. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului, te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Ridicăm pentru un moment de rugăciune, mulțumim Domnului pentru această dimineață, pentru harul acesta de care am avut parte prin fratele Daniel, coleg botezător cu mine, aducem ruga de încheiere. Ne întoarcem cu mulțumire către tine, Părinte Ceresc și Sfânt, și îți mulțumim frumos pentru binecuvântările tale și pentru îndurările tale pe care reînnoiești față de noi și pentru că credincioșia ta este așa de mare. Îți mulțumim, o Doamne, pentru că Evanghelia Ta, Doamne, și astăzi lucrează și cheamă sufletele, Doamne, să se împace cu Tine. Îți mulțumim frumos, Doamne, pentru aceste suflete care au depus mărturia lor aici în apa botezului și îți mulțumim frumos, Doamne, pentru dragostea, Doamne, cu care Tu ne înfășori, Doamne. Vrem, o Doamne Zeule, să rămânem, Doamne, credincioși lângă Tine, vrem să ne bucurăm, o Doamne, de adevărul Tău și vrem, o Doamne Zeule, să fim receptivi la avertizările, Doamne, pe care Tu ni le dăruiești, pentru că ne aducem aminte, Doamne, de ceea ce ai spus, căci Dumnezeul nostru vine și nu tace, înaintea Lui merge un foc mistuitorul Lui și în jurul Lui o furtună puternică, El strigă spre cerul sus și spre pământ jos, strângeți-mi pe credincioșii care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Această jertfă, Doamne, o prețuim. Este jertfa care ne dă dreptul să stăm înaintea Ta, nu pe baza meritelor noastre, ci pe baza lucrării Tale, a ceea ce ai făcut. De aceea, Doamne, ajută-ne, Doamne, să prețuim vremea de har. Ajută-ne, Doamne Zeule, să ne îndreptăm faptele, Doamne Zeule, și să ne întoarcem din toată inima spre Tine, Doamne, prețuind, Doamne, belșugul de har ce L-ai pus la dispoziția noastră prin Iisus Hristos, Domnul. Te rog frumos, Doamne, la despărțire din locul acesta, Doamne, să binecuvintezi orice suflet, Doamne, amin, care a fost prezent cu noi în casa Ta, Doamne. Fă, Doamne, ca această sămânță a cuvântului Tău, Doamne, să ajungă în inimile lor, Doamne, într-un pământ bun, Doamne, și ea să lucreze aducând rod. Iar nouă tuturor, Doamne, ajută-ne să fim, o Doamne Zeule, credincioși adevărat, Doamne, și să Te slujim pe Tine întreaga noastră viață. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile doar pentru câteva chestiuni de încheiere.
În mod deosebit vă mulțumim pentru participare și florile pe care le-ați adus, urările pentru cei care s-au botezat. Vă rog să-i căutați, să le oferiți și să-i felicitați și să-i binecuvântați în numele Domnului. Păstrați legătura cu ei și căutați unitate în familie, în pace și în dragoste, să ne bucurăm unii de ceilalți în viața asta scurtă care este pe pământ și care așa de repede trece, că parcă ne trece printre degete și nu știm când au trecut ani. Dragii mei, ne revedem la ora 18 din nou pentru serviciul divin, iar cei care sunt invitați la nuntă, ora 14, repet, din nou are loc căsătoria anunțată. Vă dorim tuturor poftă bună la masă, sărbătoare în familie și binecuvântare, iar pe cei care s-au botezat, încurajați-i, susțineți-i în rugăciune, că au stările lor, frământările lor și problemele lor. Dumnezeu să dea biruință fiecăruia. Amin. Cu pace și binecuvântare suntem liberi.